mensele ale liceului Gheorghe Asache din capitală. De dimineață, sute de absolvenți de gimnaziu s-au grăbit să-și depună dosarele pentru a fi admiși la instituțiile de învățământ preuniversitar de peste Prut. Candidații sunt convinși că o diplomă obținută în România le-ar putea oferi o perspectivă mai bună decât în Republica Moldova. Augustina Berejanskaya din Chișinău a absolvit gimnaziul cu media 10, iar examenele l-a susținut pe 9. Adolescenta spune că vrea să-și facă studiile liceale, dar și universitare în România, întrucât este o țară europeană și îi poate oferi mai multe oportunități. Consider că acolo o să am și mai multe posibilități de autodezvoltare decât le-am găsit aici. De asemenea, m-a motivat și sistemul de învățământ care este în prezent în Moldova, care în foarte multe privințe nu este unul cu adevărat adaptat elevilor. De aceeași părere sunt și alți absolvenți de gimnaziu, dar și părinții lor. La neamț am ales pentru că România pare o oportunitate mai bună pentru a-ți forma o carieră. Eu vreau să depun în Cluj, în clasa 10. Mă duc acolo mai mult pentru oraș, fiindcă e vestic, e mai dezvoltat, e mai european. Cu părere de rău, ceea ce se întâmplă acum în Republica noastră Moldova nu-mi creează dispoziții de a spera la o perspectivă a copilului meu aici, înțelegeți? Nu văd și nici nu văd forțele care ar crea o altă situație. Cred că o să duc toți din țara asta, n-au la ce sta aici. Pentru noi nu sunt aici nici școli, nici muncă, nimic, absolut. Reprezentanții Comisiei de Admitere susțin că în acest an absolvenții de gimnaziu au mai multe opțiuni în privința instituțiilor de învățământ în care își pot continua studiile. Avem locuri atât pentru clasa 9 anul acesta, adică primul an de liceu, dar și pentru clasa a 10. Deci paleta de opțiuni este mult mai largă. De asemenea, pentru elevii care doresc să urmeze o profesie, în premieră anul acesta sunt locuri pentru școala profesională. Depunerea actelor va continua la Chișinău și joi, iar la Bălți, sesiunea de înscriere va avea loc în perioada 15-16 iulie la Universitatea Aleco Rousseau. Dosarele pot fi depuse de la 9:30 până la 13 și de la 14:30 până la 18. În anul de studii 2016-2017, statul român oferă elevilor din Republica Moldova peste 1500 de locuri în licee.